Iar după amiaza, în jurul orei 14, polițiștii târgujeni au fost sesizați prin apeluri de urgență 112 de către un tânăr de 20 de ani din orașul Bumbejiu despre faptul că a fost victima infracțiunii de furt în timp ce se afla într-un restaurant din municipiu. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului. Partea vătămată le-a relatat că în timp ce servea o cafea, a constatat că de lângă masa unde se afla, persoane necunoscute i-au sustras un rucsac în care avea un laptop. Urmarea activităților de cercetare efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au stabilit că suspect de comiterea furtului este un tânăr de 19 ani din Târgu Jiu. Polițiștii au stabilit că suspectul a comis fapta profitând de un moment de neatenție a părții vătămate. Tânărul a fost depistat la scurt timp de polițiști și a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Pe parcursul derulării anchetei, bunurile sustrase evaluate la suma de 2200 de lei au fost recuperate de polițiști și au fost restituite părții vătămate. Pe numele suspectului a fost emisă ordonanță de reținere pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Gorj.